Bine ați venit, dragii mei abonați, la etalarea de weekend. Practic avem o zi, ziua de 17 lucrătoare, după care putem considera că am intrat în weekend și voi face etalarea și pentru 17, 18, 19, da? În fond, prindem o zi lucrătoare și cele două zile de weekend. O parte dintre dumneavoastră poate chiar lucrați în acest weekend. Eu am să consult cărțile Oracle și Tarot, așa cum am procedat până acum, pentru fiecare zodie în parte, dar aș vrea pentru început să le urez la mulți ani tuturor celor care împlinesc o anumită vârstă pe 17, 18 sau 19 noiembrie 2023. Să fiți sănătoși, să fiți fericiți alături de cei dragi vouă, să vi se împlinească dorințele. Apoi, pentru toți cei care urmăresc etalarea, voi aprinde o lumânare, așa cum procedez de obicei, pentru sănătatea noastră a tuturor, pentru sănătatea celor dragi nouă, pentru vindecări, pentru împăcări, pentru reușite pe toate planurile, fie ca tot ceea ce vă propuneți, dragii mei, iată ce foc puternic este în acest weekend pentru o parte dintre dumneavoastră, poate să fie focul iubirii, poate să fie focul acela din suflet care arde tot ceea ce este rău și lăsând gândurile bune să își facă cuib în mintea dumneavoastră. Dragii mei, începem etalarea cu zodia Berbec. Să vedem pentru dragile doamne și dragii domni din Berbec în perioada aceasta, 17, între 17 și 19 noiembrie, ce mesaj aveți din partea oracolului. Și văd, iată, o invitație să faceți niște schimbări, dragii mei. Schimbarea poate fi minoră în înfățișarea voastră, în purtarea unei anumite culori pe care poate n-ați mai îmbrăcat-o de mult și să observați dacă nu cumva această schimbare va aduce modificări în atitudinea oamenilor față de voi, în rezultatele pe care voi le aveți. Sper din tot sufletul să dați curs acestei schimbări, să fie înspre binele vostru și să observați acele modificări, poate chiar în viața voastră, da? Pentru că nouă ni se schimbă viața în momentul în care facem schimbări în comportamentul nostru zilnic, dar acele mici schimbări duc la mari transformări. Dragi doamne și domni din zodia Berbec, voi începe, iată, cu tarotul, dar parcă aș vrea să văd și ce spune oracolul iubirii pentru aceste trei zile. Energia voastră, a celor dragi vouă și energia relației sau unei posibile relații, da? Și avem așa, dragii mei, factor religios este cartea voastră. Simțiți oarecum că există diferențe între mentalitățile voastre și ale persoanei voastre dragi? Poate chiar este o diferență de vârstă, o diferență de religie, de căi spirituale, posibil să observați anumite diferențe, da? Care normal că ies în evidență și cartea aceasta spune încercați să vă concentrați asupra punctelor comune, asupra părerilor care seamănă. Poate aici e o diferență de vârstă sau locuiți în părți diferite, da? La orașe, distanță. Poate este cineva din străinătate totodată. Cartea aceasta oarecum spune că viața ta amoroasă este influențată de aceste diferențe și căi spirituale diferite. Da? Să vedem la nivelul celeilalte persoane. Iată, persoana cealaltă are acest sfat să se elibereze de mentalități și prejudecăți și să-și preia controlul vieții sale, a lui sau al ei. Nu știu despre ce este vorba, dar totuși s-ar putea să se lămurească aceste diferențe. Cum spuneam, poate vă veți focusa pe ceea ce aveți în comun, poate vă veți focusa pe partea bună a lucrurilor, pentru că nu există perfecțiune de niciuna dintre părți și totodată
Cred că merită să dați șansele care sunt necesare, să faceți schimbările necesare, evident, să vedem și alchimia. Spune să vă păstrați o minte deschisă, vedeți? Este interesant această situație, să vă păstrați o minte deschisă, pentru că sufletul vostru pereche poate să difere de tipul uzual și de așteptări, de genul vostru de persoană. S-ar putea să cunoașteți, dragii mei, într-una din aceste trei zile, o persoană care să fie ușor diferită, dar totuși să vă rămână în mintea voastră, și cartea spune să-i acordați atenție totuși, pentru că s-ar putea să fie o binecuvântare deghizată la nivelul acesta. Iar dacă este o perioadă dificilă, aveți răbdare și treceți cu bine și cu voia bunului Dumnezeu peste niște dificultăți legate de înțelegerea dintre voi. Puneți multă dragoste în această conexiune și toate vor trece cu bine. Dragii mei, acum într-adevăr pot să trec la partea aceasta de tarot, să vedem pentru vineri. Da, vineri în planul relațional am un 7 de monede care îmi spune că voi depuneți eforturi în relații. Acestea sunt bine aspectate cu persoanele din zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. 7 de monede arată și faptul că nu primiți în măsura în care oferiți, dar totuși o faceți cu drag. Știți că pe termen lung veți avea mai multe de câștigat dacă veți opta pentru acest comportament. Apoi împărăteasa la serviciu aduce abundență, aduce un contract, aduce o prosperitate, o mărinimie. Aici poate să fie vorba și de o persoană din zodia Taur, să fie poate preocuparea voastră pentru mama sau pentru un concediu de maternitate, pentru a deveni mame. Împărăteasa poate să fie un fel al vostru de a fi, dragi doamne, și da, mă refer acum doar la doamne, să fiți tratate ca niște împărătese la locul de muncă. Sau domnii din Berbec să fie influențați de această doamnă din Taur. Apoi, financiar vorbind, am un cavaler de spade care îmi spune că vă atingeți scopurile legate de bani, trecând peste absolut orice fel de opreliște. S-ar putea banii să vină foarte rapid de la cineva din gemeni balanță vărsător sau această persoană să reprezinte o instituție de stat sau particulară care are o putere fantastică, dar pare și foarte riguroasă. Da, cavalerul de spade nu se dă înlături de a la pune condiții și a cere aceste condiții. Pe planul sănătății și al sufletului am un as de spade. Asul de spade chiar anunță o victorie, anunță o reușită, anunță poate o relație cu cineva din gemeni balanță vărsător. E o victorie a unui tratament, da, și aduce vindecare. Aveți o soluție pe care o găsiți, rezolvați o dificultate. Singurul aspect ar fi mai neplăcut, că s-ar putea să fiți mai drastici, mai drepți, mai orientați spre a avea mereu dreptate, iar această atitudine poate să aducă anumite certuri, da, pentru că în relații uneori este bine să ai pace și nu dreptate. Rămâne să vedeți dumneavoastră cum anume va fi aspectată această situație. Și am ajuns la zilele de weekend și am, dragii mei, tarotul Zen și acest oracol indian. Să vedem cărțile, da, pentru weekend, pentru sâmbătă și pentru duminică. Simt nevoia să mă opresc. Hai să vedem, amestecăm puțin și acest pachet. Dragii mei, simt nevoia la fel, simt nevoia să mă opresc. Și cărțile de sâmbătă anunță următoarele energii. Dansul, mergeți la o petrecere, dragi berbeci. Și condiționarea. Mergeți la dans sau aveți motive să dansați sau este aici, da, un fel al vostru de a fi, da, mai exuberant, mai vesel,
Nu este exclus, dar să faceți petreceri, să dansați în casă, pe baza televizorului sau între 1 și 5, ora 6, ora 15, da? Iar condiționarea e o arcană majoră care spune că s-ar putea să vă simțiți ca un leu între oi. S-ar putea ca voi, la un moment dat, să nu aveți o apartenență la un grup în care vă aflați sâmbătă și să simțiți nevoia să vă căutați grupul acela de lei, cum ar veni. Dar aveți așa un insight, aveți o revelație. Iar pentru duminică, dragi berbeci, iată longevitatea, probabil că vă odihniți, vă hrăniți sănătos, faceți meditații, citiți ceva ce vă place, aici am numărul 3. Iar în partea aceasta, schizofrenia, nu vă temeți că nu reprezintă nimic grav, dragii mei, spune doar că e bine să nu vă răzgândiți. Dacă veți lua o decizie duminică, mergeți pe acea decizie, pentru că, într-adevăr, prima voce vă spune să alegeți o opțiune, după care intervine partea rațională și spune: stai că poate varianta cealaltă e mai bună, și încep îndoielile, încep luptele, conflictele interioare. Și cartea asta spune nu. De îndată ce ai decis, da, tu ești aici, parcă între două situații. Dacă ai decis să sari, rămâi aici pentru că n-ai cum să te întorci ca să alegi altceva. Mergi înainte și ai mai multă încredere în alegerile tale. Sper să vă ajute aceste informații. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc toate cele bune. Trecând la Zodia Taur, să vedem, dragi doamne și domni, din Zodia Taur ce anume anunță cărțile de oracol și tarot pentru perioada cuprinsă între 17 și 19 noiembrie 2023. Și avem, iată, o povață, să fiți destul de conștienți de faptul că de îndată ce voi vă răzbunați sau vreți să rămâneți într-un conflict, lucrurile nu au cum să evolueze, ci dimpotrivă, e o stagnare, vă poticniți și sunteți nemulțumiți. Și cartea spune să ieșiți dintr-un anumit conflict, din clipa în care voi decideți să faceți un pas înapoi, da? De a nu da cutifla, de a nu răspunde, de a încerca să negociați și să ajungeți la o înțelegere, cu atât mai bine vă va fi, spune această carte. Să fiți conștienți că voi puteți opri acest conflict. Nu știu exact la ce se referă, dragi doamne și domni din Taur, dar poate că vă ajută această informație. Să vedem ce spun îngerii romantici pentru perioada următoare. Energia voastră este, iată, ușor indecisă și cartea spune că Universul vrea să știe foarte curând, da, ce anume îți dorești ca să știe ce să-ți ofere. Deci decide foarte clar ceea ce ai nevoie, pentru că în felul acesta va ști și viața și Universul să-ți ofere ceea ce tu ceri. Energia celeilalte persoane este destul de blocată. Spune să se elibereze, să-și preia controlul vieții. Are anumite mentalități și prejudecăți care oprește această persoană să ajungă la o dezvoltare armonioasă, să aibă cu dumneavoastră o relație lipsită de asperități, da. Și spune să-și preia controlul vieții sale, să decidă pentru el sau ea, să facă acele schimbări care simte că sunt necesare. Și bine vă va fi, cum se spune. Iar la nivelul relației și alchimiei dintre voi, cartea vă invită să faceți un efort, pentru că o mare dragoste merită să faceți toate eforturile pe care vă simțiți conștienți și vreți să le faceți. Da? Mergeți cu inima deschisă, poate e vorba de copiii voștri interiori, ai fiecăruia, sau poate vorbim despre copilașii voștri, da? Să faceți un efort în direcția aceasta. Depinde mult. Ori să v-am zis, sper, v-am mai zis câteodată, dar am mai spus acest lucru, pe rând să fiți unul pentru celălalt, un părinte blând și iubitor, să
Pentru că, în general, în relații simțim nevoia să fim îndreptățiți, simțim nevoia, dacă avem amintiri mai neplăcute legate de ce am cerut vreodată unuia dintre părinte și acesta a refuzat, da? În momentul în care suntem în relație cu partenerul, partenera, să avem aceeași situație, să cerem ceva și să persoana aceea să ofere. Deci faceți acest efort de înțelegere, dragi doamne și domni. Îmi pare rău că n-am schimbat și aici, dar este vorba de voi, dragi doamne și domni din Taur. Și să vedem mai departe ce spun cărțile de tarot pentru ziua de vineri, luând fiecare plan în parte. În planul relațional, regele de cupe îmi arată că aveți o relație armonioasă și frumoasă, că sunteți blânzi, iubitori, fie că sunteți doamne sau domni, sau poate fi un partener din rac scorpion pești care să apară sau deja să-l aveți în viața voastră. Frumoasă este această carte. Profesional vorbind, avem steaua, înseamnă că avem o veste bună, că avem o rezolvare a unor dificultăți, că avem o speranță. Speranța voastră poate să țină de un vărsător, totodată, iar la nivelul banilor, cavalerul de cupe mi-arată bani care vin de la raci scorpion pești, contracte, sume, plăți care se fac la timp. Se armonizează planul acesta al banilor în ziua de vineri, iar per sănătate și plan sufletesc am șasele de bâte. Foarte frumoasă carte, vă simțiți bine, vă simțiți în putere, parcă și ceilalți vă aduc complimente, vă aduc niște validări că lucrurile sunt bune pentru voi. S-ar putea o persoană din berbecleu săgetător să vă ajute să aveți o stare de spirit deosebită. Și să trecem, iată, dragii mei, și la zilele de sâmbătă și duminică. Avem acest oracol indian pe de o parte și avem și tarotul Zen. Și să vedem care sunt energiile dumneavoastră de weekend. Și avem așa, în primul rând, văd aici longevitatea. S-ar putea ca sâmbătă, dragi doamne și domni din Taur, să fiți mai atenți la odihnă, la tot ce înseamnă hrană sănătoasă, să petreceți timp în natură sau într-un mediu care vă place, împreună cu cei care vă plac. Longevitatea se referă la o... longevitatea se referă pur și simplu la o, un interes al vostru, da, de a vă menține sănătatea, de a vă menține și trupul și sufletul, da, într-o armonie. Iar cartea aceasta a epuizării cu numărul 9, 9 de foc, arată că într-adevăr vă simțiți obosiți, s-ar putea să vă puneți o listă lungă de să faceți o mulțime de lucruri și acest lucru, da, și acest aspect să vă obosească peste măsură, să fie o persoană, poate din berbecleu săgetător, care să vă obosească, dar mergeți pe ideea aceasta, să vă păstrați voi sănătatea, să mergeți în direcția aceasta, să aveți grijă de voi înși vă. Iar duminică, iată, norocul, e foarte interesant, ori între orele 2-4, ori la ora 6, ori la ora 8, e un noroc, dragii mei, și lenea, dar lenea, practic, este ca o invitație să ieșiți dintr-o zonă de confort. Aici am o persoană mulțumită de sine. Poate că întâlniți pe cineva din rac scorpion pești sau sunteți voi această persoană dornică să nu iasă deloc din zona de confort. Acest noroc, să știți că vă ajută și sper așa să fie, poate să fie și cineva de 24 de ani sau de 42 de ani. Să țineți cont de orice informație și sper să rezonați cu tot ce a fost spus bun. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă doresc toate cele bune, trecând, iată, la dragile doamne și dragii domni din zodia Gemeni. Să vedem pentru dumneavoastră care
ar fi, da, pentru perioada 17, 18, 19 noiembrie, avem următoarele cărți. Să observați o sincronicitate, să observați coincidențele, pentru că nu va fi nimic întâmplător. Veți simți la un moment dat faptul că se întâmplă lucrurile așa cum trebuie sau sunt anumite poticneli și vi se și explică pe urmă de ce anume n-au ieșit niște lucruri atunci când trebuiau sau de ce anume ați avut un anumit drum până acum. E foarte interesant, dragi doamne și domn din gemeni, cum aceste sincronicități, da, gândirea spre o persoană și faptul că aceasta vă trimite un apel sau un mesaj, totodată, da, deci este ceva important pentru voi în weekend și să observați aceste coincidențe. Îngerii romantici, de asemenea, oferă tot așa, vă oferă energia voastră a partenerilor și a alchimiei în relație. Voi e bine să vă păstrați o minte deschisă. Sufletul vostru pereche poate să difere de genul, de tipul uzual care vă place și, de asemenea, de așteptările pe care voi le aveți. Apoi, energia persoanei voastre dragi este a unui suflet pereche, adică simte că voi sunteți cei potriviți, simte că și-a întâlnit sufletul pereche și atitudinea aceasta, bineînțeles că o să vă bucure foarte mult, eu așa sper, pentru că alchimia dintre voi ține de o reîmpăcare. O împăcare, o reconciliere, spune că cineva din trecutul tău se întoarce în viața ta amoroasă. Ori dacă veți cunoaște o persoană din o nouă persoană, dacă nu este cineva deja cunoscut, s-ar putea, dragii mei, să vi se pară familiară și într-un fel sau altul, da, să fie o tipologie foarte comună, cu care voi sunteți obișnuiți, da, ca și cum aveți senzația că știți persoana asta de foarte mult timp. Să vedem ce spune tarotul pentru ziua de vineri, pe 17. Pe planul relațional am un 4 de cupe. Voi păreți ușor plictisiți. Nu prea vă mai doriți să faceți ceva gesturi. Aici poate fi și o persoană din rac Scorpion-Pești care să aibă această atitudine. Dar pentru voi vine o cupă de la divinitate. Da? Din cele 4 cupe, 3 sunt vărsate. Fie că au fost discuții sau au fost chiar relațiile pe care voi le-ați avut și n-au mers, da, și vine o cupă, o binecuvântare, vine ceva spre voi, dragii mei, foarte frumoasă energie. Apoi, la serviciu văd un 8 de spade. Poate că vă faceți mai multe griji decât este cazul, s-ar putea să aveți anumite altercații cu gemeni, balanțe, vărsători, dar cartea spune să vă detașați, să fiți atenți la ceea ce puteți face, ceea ce nu puteți face nu merită să vă consume și veți trece cu bine, dragii mei. Cum spuneam, situația nu este la fel de gravă cum o percepeți voi. Financiar vorbind, cu 7 de spade vi se comunică și sunteți sfătuiți să vă apărați propriul interes, să mergeți așa cum vă cere această carte, pe avantajele voastre, ce aveți de câștigat, pentru că altfel, dacă nu vă preluați aceste aspecte, altcineva va profita. Da, și e o situație care pe care atenție și la manipulări. Și, dragii mei, hai să vedem, da, banii, să știți că despre bani încă... Da, 7 de spade. Legat de bani poate să fie manipularea aceasta, da? Tot cu gemeni, balanțe, vărsători. Iar sănătatea și planul sufletesc este reprezentat de 4 de monede, care într-adevăr aduce stabilitate, siguranță, relații foarte frumoase cu Taur, Fecioare, Capricorni, posibilitatea să vă mențineți o viziune, o anumită strategie. 4 de monede arată stabilitate, nu arată câștiguri foarte mari, dar este o stabilitate în sănătate, în ceea ce gândiți voi. Frumoase cărți, dragi gemeni! Să mergem și la
aceste mesaje de weekend din oracolul indian și din tarotul Zen. Da, pregătim cărțile. Hai să vedem ce anume ne vor evidenția aceste cărți pentru 18 și 19 noiembrie 2023. Și avem așa, în primul rând, văd aici iluzia, atenție la iluzii, pentru că posibil este să vă îndrăgostiți. Îndrăgostiții. E o decizie pe care o aveți de luat, dar îndrăgostiții reprezintă gemenii. Vă simțiți excelent în pielea voastră sâmbătă, dar atenție la niște iluzii, pentru că aveți o creativitate debordantă și să nu cumva să considerați că o situație este mult mai avantajoasă decât va fi în realitate. Folosiți-vă mai degrabă creativitatea într-o activitate din aceasta care să vă aducă foloase. Gemenii, ca și îndrăgostiții, da, îndrăgostiții, pot anunța cartea aceasta, poate anunța îndrăgostirea voastră, poate să anunțe biruința relației voastre deasupra unor opreliști, dar și o alegere bazată pe moralitate. S-ar putea să fie aici o persoană care nu este liberă, deși poate se afișează așa, iluzionează că ar fi o persoană liberă, de fapt se află într-o relație, da? Ori foarte serioasă, ori deja oficializată. Atenție la iluzii, deci folosiți-vă creativitatea într-un sens constructiv, sâmbătă, iar duminică, iată proiecțiile și atenție la să nu pierdeți ceva, să nu vi se fure, să nu uitați ceva, da, această carte 6, numărul 6, ora 6, atenție să nu vă certați, să nu vă despărțiți, pentru că ce spune cartea aceasta a proiecțiilor? Are numărul 7 de cupe, din nou, 7 de cupe înseamnă iluzie, da? În tarot, 7 de cupe este iluzie. Proiecție înseamnă că noi avem impresia sau presupunem că ceea ce gândim noi și ceea ce simțim noi se reflectă și este valabil și pentru cealaltă persoană. Și această carte spune să nu mai proiectezi, adică e ca și cum persoana dragă ține un ecran și voi vă puneți filmul acolo, filmul pe care voi l-ați făcut. Mai bine să vedeți exact cum se simte o persoană, ce anume poate să vă aducă persoana aceasta, ce vă poate oferi cu adevărat. Tocmai ca să nu vă despărțiți, dar ca să aveți o relație bazată pe realitate, să vedeți această realitate exact așa cum este ea. Da, atenție duminica, așadar, să fiți cât mai asertivi, cât mai diplomați, dragii mei. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc toate cele bune, ajungând la dragile doamne și dragii domni din Zodia Rac. Haideți să vedem pentru dumneavoastră care sunt mesajele zilelor de 17, 18 și 19 noiembrie 2023. Cartea dumneavoastră spune să vă evaluați relațiile, prieteniile, legătura sentimentală, pentru că e mult mai important ca în relațiile voastre să obțineți energie, ci să nu pierdeți energie. Spune cartea că dacă ai o relație în care simți că te obosește, că pierzi energie, că ți se pare ușor toxică, că te determină să faci lucruri pe care tu n-ai de gând să le faci, atunci e mai bine să spui acest lucru, să-ți evaluezi relația pentru a aduce ceva modificări în viața ta. Să vedem și la nivelul îngerilor romantici care sunt energiile ale voastre, ale persoanei dragi și ale relației dintre voi. Cartea voastră este a iertării și învățării din greșeli. Cu cât vei vindeca trecutul, cu atât mai mult poți experimenta dragoste în momentul prezent. Fie că voi vă împăcați, fie că ați avut relații și au fost lucruri poate de neiertat și trebuie să învățați din niște greșeli, să iertați persoanele acelea pentru ca voi să puteți avea o relație sănătoasă. Da. Energia celeilalte persoane este de așteptare sau de neliniște, dar cartea spune ca și recomandare ca foarte curând să decide ce anume dorește,
persoana aceasta pentru că universul vrea să-i ofere. Deci ai grijă ce-ți dorești că se întâmplă, este mesajul pentru persoana voastră dragă. Și iată, alchimia dintre voi este de a vă elibera din niște mentalități, sunt niște prejudecăți și să fiți mult mai flexibili, mult mai deschiși unul față de altul. Pentru că este păcat, da, ca această conexiune, dacă au fost greșeli, să le treceți cu vederea, să dați noi șanse legăturilor voastre. Și să vedem, dragii mei, la nivelul tarotului, cum va fi ziua de vineri pe fiecare plan în parte. În primul rând, la nivel personal, acest valet de cupe anunță, dragii mei, îndrăgostire, anunță împăcări, anunță relații frumoase ale racilor cu raci, scorpion, pești. Valetul de cupe reprezintă scuzele, reprezintă prieteniile deosebite care se pot transforma în relații de iubire. Apoi, la serviciu, cartea aceasta nebunului arată începutul noi pentru dragile doamne și domn din rac. Nebunul arată poate și existența unui vărsător în viața voastră, deja sau că veți cunoaște această persoană. Totuși, voi simt că aveți destul de multă încredere la serviciu, în proiectele pe care le aveți de făcut. Financiar vorbind, avem, iată, un 5 de spade. 5-ul de spade poate să reprezinte o negociere a unor bani care vin de la gemeni balanță vărsător. Voi aici vreți să câștigați un război, să câștigați un contract sau niște avantaje și atunci parcă mai lăsați de la voi puțin, da? Ca și cealaltă persoană să lase de la el, de la ea și astfel să puteți să mergeți mai departe cu succes împreună. Și iată, sănătatea și planul sufletesc sunt foarte bine aspectate de 9 de cupe. 9 de cupe reprezintă o carte a fericirii, a persoanelor celibatare sau burlace, burlăcițe, da, burlaci. Și 9 de cupe, da, arată mulțumire de sine, independență financiară, materială, de orice fel. Iar această carte, da, anunță o mulțumire deosebită. Foarte bine, dragii mei, să vedem și la nivelul tarotului, la nivelul oracolelor, da, pentru sâmbătă-duminică, da. Sâmbătă-duminică, iată, avem un mesaj de la acest... un mesaj de la oracolul indian. Nu știu, dragii mei, la ce m-am gândit. Poate voi așteptați un mesaj. Da, o să-l primiți în acest weekend. Nu știu de la cine, dar voi știți. Voi știți că așteptați un mesaj de la cineva. Da, acest mesaj va veni către dumneavoastră. Să vedem ce spun cărțile, da, pentru sâmbătă, în primul rând, pe 18. Păi, dragii mei, iată armonia. Împăcarea, armonia, la ora 16, între orele 1 și 6, la ora 7. Da, poate aveți 61 de ani. Sau, da, este o armonie aici. Este o zi liniștită, cu înțelegere și viețile anterioare. E o arcană majoră. Ori vă întâlniți cu cineva cunoscut cu foarte mult timp înainte, ori chiar vi se pare familiară o persoană, dar de fapt abia ați cunoscut-o și aveți impresia că vă știți din vieți anterioare, ori aveți o senzație de deja vu, unde sunteți, unde mergeți, că ați mai fost, deși poate ajungeți pentru prima dată în anumite circumstanțe. Da, sunt aceste vieți anterioare care, într-un fel sau altul, vă vor da niște semne. Sau poate ajungeți într-un moment din viața voastră în care ați mai fost, în situații care seamănă. Iată, pentru duminică aveți o provocare la ora 21 sau între orele 1 și 2 sau la ora 3. Și aici avem înflorirea. Păi provocarea este să înfloriți, provocarea este să vă dați voie să străluciți, dragi raci. Aici s-ar putea să vă ajute persoanele dragi vouă
să înfloriți lângă anumite persoane. Foarte frumoasă este această idee. Ora 21, ora 12, ora 3. Provocarea va fi câștigată, va fi un succes în ziua de duminică, dragii mei. Păi sper așa să fie și să vă bucurați de niște zile frumoase. Eu, dragii mei, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și bineînțeles că vă aștept și la alte etalări. Haideți să trecem, iată, la dragile doamne și dragii domni din Zodia Leu. Pentru dumneavoastră avem următoarele cărți de oracol, de tarot, pentru perioada 17-18-19 noiembrie 2023. Cartea dumneavoastră spune să fiți proactivi, să ieșiți dintr-o așteptare, să evitați să așteptați, să luați taurul de coarne, așa e o vorbă, adică să treceți la acțiune, să faceți pașii necesari, pentru că prin așteptarea aceasta veți pierde o energie, veți consuma o energie inutil și să cereți voi, să fiți voi primii care cereți, care mergeți, care faceți. Frumoasă carte, sper să-i dați curs, dragii mei, și să vedem la nivelul tarotului cum se aspectează ziua de vineri. Vineri va fi în 17 noiembrie 2023, iar pe planul relațional, remitul îmi arată că sunteți ușor mai introverți. S-ar putea, dragii mei, să fiți și într-o legătură cu o fecioară, dar eremitul în general arată o persoană înțeleaptă, arată o persoană mai tăcută, mai liniștită, dar care are înțelepciune, care găsește soluții și răspunsuri. Apoi, la nivel profesional, văd Marea Preoteasă. Să știți, dragii mei, că poate să vă ajute o persoană din Zodia Rac. Văd multă intuiție, văd multă seriozitate, înțelepciune poate din partea voastră. Veți afla un secret important care vă ajută vineri și dar cu acest secret vă sporiți anumite venituri sau aveți și voi niște avantaje. Așadar, ascultați mai mult și vorbiți mai puțin în această zi la serviciu. Apoi, legat de bani, dragii mei, avem acest cavaler de spade. Fie că banii vin val vârtej spre voi de la geme în balanță vărsător, fie sunt niște scopuri financiare și cineva vine spre voi foarte hotărât sau hotărâtă de a și le împlini. Poate cineva din geme în balanță vărsător să vină cu o anumită sumă de bani. Iar legat de sănătate și planul sufletesc, asul de spade mi-arată o victorie, mi-arată faptul că învinge cine este, cine trebuie, că găsiți o soluție, că aveți o rezolvare importantă cu cineva din geme în balanță vărsător. Să știți, pot începe și proiecte, dar pe planul relațional nu e o carte foarte bună. Ea poate să anunțe tendința voastră de a avea mereu dreptate și niște neplăceri care se pot crea în felul acesta. Însă, parcă trebuie să alegeți între a avea pace în relație sau a avea neapărat dreptate. Rămâne la latitudinea dumneavoastră, dragilei, și să vedem și oracolul indian ce mesaje va aduce pentru weekend, pentru 18 și 19 noiembrie 2023, iar din acest tarot Oshozen la fel voi extrage cărțile. Pace, iată ce frumos, o zi plină de pace, între 2 și 7 ca ore, la ora 9, la ora 14. Poate aveți 27 de ani sau 72 de ani. Împărtășirea, ce frumos, abundență, înțelegere, prosperitate, nașterea unui copil, mama, preocuparea pentru mamă. Dar pacea aceasta interioară este extraordinar de importantă. Va aduce și prosperitate totodată, dar atunci când ne stă mintea la ceea ce trebuie, reușim să ducem la bun sfârșit anumite neplăceri, să le spunem așa. Hai să vedem și la nivelul zilei de duminică. Păi avem macrocosmosul și nimic ieșit din comun.
Macrocosmosul arată preocuparea leilor de a interacționa, de a fi împreună cu alte persoane, de a ieși din propria carapace, deși leii nu au carapace, dar am vrut să spun dacă nu vă mai izolați, că sunteți mai atenți să interacționați, iar carta nimic ieșit din comun arată și vă invită să faceți ceea ce vă place, da, ceea ce îi place sufletului vostru. Să vă bucurați de această zi împreună cu cei dragi dumneavoastră. Foarte bune cărți, dragi lei, sper să vă meargă bine. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și iată că vom trece la dragile doamne și dragii domni din Zodia Fecioară. Hai să vedem, dragi doamne și domni din Fecioară, pentru perioada aceasta, 17, 18, 19 noiembrie 2023, ce carte primiți? Fantastic! Și leii au avut aceeași carte, să fiți proactivi, să ieșiți dintr-o stare de așteptare, dintr-o stare de îndoială, fiți proactivi, acționați, nu așteptați să vină o inițiativă, luați voi inițiativa în tot ceea ce vreți să realizați, spune această carte. Totodată, să vedem ce părere au și îngerii romantici cu precădere pentru perioada aceasta între 17 și 19 noiembrie. Cartea voastră, energia voastră, mențineți-vă o minte deschisă, pentru că un suflet pereche poate să difere de tipul vostru obișnuit de bărbat sau femeie și de așteptările pe care voi le aveți. Apoi a doua carte, energia celelalte persoane, fantastic. Ați văzut că am amestecat cărțile, iată sufletul pereche. Persoana dragă vouă consideră că sunteți suflete pereche, că meritați să aveți anumite avantaje, da? Și bine va face, bineînțeles, iar alchimia dintre voi este o împăcare, o reconciliere. Cineva din trecut se întoarce în viața voastră, fie că ați avut relații sau doar sunteți cunoștințe, ori chiar este o activitate total necunoscută, necunoscută în sensul că întâlniți o persoană și vă simțiți foarte atrași pentru că vi se pare foarte familiară prin ce spune, prin ce face și probabil că nu veți da așa mare curs dacă ați fost într-un fel sau altul supărați, cred că veți lăsa la o parte supărarea. Asta îmi vine să spun. Mergem mai departe să vedem la nivelul tarotului pentru ziua de vineri pe 17, da, e și zi lucrătoare, voi lua fiecare plan în parte și văd într-adevăr judecata, o evaluare, un răspuns important. Poate, dragi fecioare, sunteți într-o relație cu o balanță sau aici este o evaluare, o inspecție, o instituție de stat sau particulară. Apoi, în carieră, cu șase de spade, voi lăsați în urmă o perioadă neplăcută și mergeți cu mult optimism înainte, da, ca să vină tot ce este mai bun și mai frumos. Apoi vorbim despre doiul de monede. Doiul de monede în planul financiar se referă, să știți, la o cumpănire, la o echilibrare, la atenția în două direcții. Da, poate aveți de acceptat o ofertă din două. Doiul de monede vorbește și de persoane de bani care vin de la Taur, Fecioare, Capricorn, da, totodată. Iar planul sănătății și a sufletului are un rege de bâte. Da, regele de bâte, în general, e un bărbat din berbecleu săgetător care poate să vă ofere, dragii mei, o stare de bine, o multă pasiune în relație și, în general, tot ce este mai frumos. Da, un berbecleu săgetător poate să fie alături de voi. Bun, și am ajuns, iată, și la zilele de weekend și avem oracolul indian pe de-o parte. Și pe de alta avem Osho Zen. Să vedem puțin, dragii mei, cărțile de sâmbătă și cărțile de duminică. Pentru ziua de sâmbătă văd un joker, dragi fecioare,
Poate că aveți chiar noroc la loto. Luați un bilet, dar nu riscați foarte mult. Dar poate să fie important acest noroc. Și mai văd clipă de clipă. Bucură-te în orice moment de tot ceea ce poți. Îmi cer scuze, dragii mei. Deci, bucurați-vă aici și acum de tot ce vine spre voi. Continuați-vă drumul în direcția pe care vă doriți și vedeți la fiecare pas ce întrebări sunt sau ce nelămuriri mai pot apărea. Iar la nivelul zilei de duminică, văd o solitudine în jurul orei 11 și acest lucru îmi confirmă faptul că vă simțiți bine cu voi înși vă, da? Și poate că veți înceta să vă comparați, pentru că această carte lui 6 de spade arată că vă comparați și nu prea merită, pentru că nu este echitabilă această comparație pe care o faceți. Să aveți mai multă încredere în dumneavoastră, spune această carte, și să ajungeți pe culmile unui succes, dacă vă doriți. Eu nu știu de ce mi-a venit să spun acest lucru. Dragii mei, vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Vă doresc niște zile frumoase și un weekend deosebit. Și hai să mergem, iată, la Zodia Balanță pentru dragile doamne și dragii domni din Zodia Balanță, să vedem ce spun cărțile de oracol, de tarot pentru perioada 17-19 noiembrie 2023. Și avem, iată, să îndrăzniți să fiți creativi, spune această carte. Să fiți cât mai atenți la ceea ce v-ați dorit, să preluați un vis, să încercați să-l colorați așa cum această persoană redecorează un spațiu interior. Da? Poate vă amintiți, dar vă amintiți cu mintea de adult și nu mai judecați persoanele din energie de copil, ci vă asumați anumite aspecte care, normal, că depind și de dumneavoastră. Parcă sunteți, prin această creativitate, sunteți foarte originali, aș zice eu. La nivelul îngerilor romantici avem următoarele energii pentru dragile doamne din balanță. Un moment, vă rog. Racleu, fecioară, balanță. Da, și suntem pe balanță. Hai să vedem cartea. Care este cartea decepției? Carta decepției la voi. Oricine vă poartă o mască falsă și vă prindeți, ori voi sunteți nevoiți, da? Ca să nu vă certați cu persoana dragă, poate mai lăsați de la voi, poate înghițiți unele neplăceri, dar, da, sau poate vă dezamăgește cineva anume. Hai să vedem energia celeilalte persoane. Are de vindecat niște probleme de familie. Da, dragii mei, zice că viața sa amoroasă va beneficia dacă își va ierta părinții. Persoana aceasta, că este doamnă sau domn, a avut niște traume în copilărie, trebuie să-și ierte părinții și atunci va putea avea și o relație funcțională cu dumneavoastră. Asta anunță cartea respectivă. Poate nu este cazul de așa ceva. Eu văd însă, iată, și alchimia dintre voi doi, să vă simțiți în siguranță, să iubiți, pentru a vă deschide inima ca să primiți și să dați cea mai înaltă energie dintre toate. Foarte frumoase cărți, dragii mei, să vă simțiți în siguranță să iubiți, spune această carte. Păi așa să fie, dragii mei, să vedem la nivelul zilei de vineri, 17 noiembrie, iată, cărțile încep să sară. Am excesele, cartea exceselor. Aici poate fi un capricorn, dragii balanțe, care să joace un rol important. În general, poate vorbim de manipulări, de gelozii, putem să vorbim de neplăceri, dar posibil să aveți și anumite altercații, poate cu persoane din zodia balanță. Apoi, optul de cupe mi-arată că voi la serviciu lăsați la o parte, să spun, un capitol și începeți sau mergeți către ceva mult mai bun. Așa anunță, văd cărțile, că
că cu optul de cupe voi lăsați în urmă ceva ca să puteți să vă continuați drumul. Apoi, financiar vorbind, este noaptea care aduce, aduce parcă un scorpion în viața voastră sau voi căutați această persoană totodată. Sper să o găsiți, pentru că, într-adevăr, schimbarea aceasta, transformarea pe care o va aduce, vă va scoate puțin din zona de confort. Iar la nivelul sănătății și al sufletului, cu 10 de cupe vorbim de o familie fericită, de un colectiv fericit, despre strădania voastră, dragii mei. Acest 10 de cupe vorbește de raci, scorpion, pești. Îmi cer scuze, dragii mei, dacă mai casc. Raci, scorpion, pești, da, sunt cei care sunt alături de voi, dragii mei, după această schimbare. E o schimbare destul de mare, aș zice eu. Să vedem și la nivelul oracolului indian și a tarotului Osho Zen cum anume se manifestă pentru dumneavoastră. Iată, o primă carte, cartea de sâmbătă, vorbește de creator, de marea creativitate. Și iată ce frumos aici am recolta, da, o recoltă pe care o preluați la ora 14 sau între orele 1 și 4, la ora 5, da. Această recoltă aduce prosperitate, aduce necondiționat, da, tot ce este mai bun. Și creatorul se manifestă ca o persoană din zodia Berbec, da, sau poate această conexiune, nu știu, ține de o persoană de 41 de ani sau voi culegeți roadele unui efort foarte mare pe care l-ați făcut, dar într-adevăr aceste cărți anunță pentru sâmbătă faptul că voi munciți, dar știți și pentru ce, vin niște roade, da. Iar duminică, atenție la iluzii, să vă lăsați în direcția aceasta armoniei totodată. Iluzia poate să se refere și la creativitatea pe care o folosiți voi de a visa cu ochii deschiși. Armonia vă și spune, e din nou zecele de cupe, că își dorește parcă tot ce este mai bun pentru dumneavoastră. Rămâne însă la latitudine voastră ce anume va conta din ceea ce spun cărțile. Eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă aștept, bineînțeles, și la celelalte etalări, dragi doamne din balanțe. Și trecem la dragile doamne și dragii domni din Scorpion să vedem cum anume se previzionează aceste cărți și aceste zile cuprinse între 17 și 19 noiembrie 2023. Pentru zodia Scorpion, iată cartea voastră, să urmăriți niște sincronicități, pentru că nimic nu este întâmplător, este legat de o situație, de o persoană, de ceea ce vă merge vouă, poate de ceea ce nu vă merge. Sunt mesaje pe care le primiți prin oameni, prin tot felul de obiecte. Dar sper să dați curs acestui ezoterism și să vedem și la nivelul dragostei ce anume spun cărțile. Și avem așa, din partea voastră, multă pasiune, pentru că veți permite inimii și sufletului vostru să cânte cu bucurie. Foarte frumoasă carte. Energia celeilalte persoane ține de iertare și învățare. Cu cât va reuși să ierte și să uite, să vindece trecutul, cu atât poate experimenta mai multă dragoste în momentul prezent. Bun, dragii mei, iar alchimia dintre voi, foarte curând, să vă decideți ce aveți de făcut sau ce vreți să reușiți, pentru că acel lucru vine spre voi. Este această foarte interesantă atitudine, să-i spunem totodată, da? Nu neapărat a unei persoane, cum să spun, care să frizeze puțin partea sociabilă la care vă așteptați, partea relațională și așa mai departe. Să vedem, dragi doamne și domni Scorpion, ce spun în pachetele de tarot. Eu acum voi deschide etalarea, da, voi vorbi despre
un mare preot, da, care anunță într-adevăr multă protecție divină, anunță poate o persoană din Zodia Taur care vă veghează, vă protejează și sper să așa să fie. Totodată, acest hierofant își spune că puteți să testați puterea minții dumneavoastră, nu este, da, marele preot, da, e ceva aici legat de moralitate, e ceva aici legat de ceea ce este mai bine pentru dumneavoastră și cei dragi vouă. Hai să vedem acum la serviciu, la serviciu cu 6 de cupe. Se pare că ori lucrați cu foști colegi care v-au fost de serviciu, de școală, de generală, ori vă, nu știu, mergeți la familie sau aveți niște, cum să vă spun, suflete pereche pe care le întâlniți. Da? Este aici o persoană din rac Scorpion Pești care este alături de voi, dragii mei, chiar dacă poate nu într-un mod fățiș. Și totodată mergem mai departe, da, la partea aceasta financiară, pentru că este o regină de cupe care, într-adevăr, anunță o armonizare a unor persoane din rac Scorpion Pești și totodată, probabil că vă veți, cum să spun, vă veți armoniza, vă veți, veți încerca să creați bună înțelegere, da, și armonie. E foarte bine. E foarte bine, dragii mei. Eu sper așa să fie și să vedem și pe planul sănătății și a sufletului. Văd un valet de spade. Asta înseamnă că sunteți curioși, căutați informații, sunteți cât se poate de atenți, da, să prindeți absolut orice informație vine spre voi, orice dată. Foarte frumos, dragii mei, și să continuăm, să vedem pentru sâmbătă și duminică ce ne arată aceste pachete de cărți oracol. Da? Am avut oracolul indian și acum, iată, folosesc Osho Zen. Am o primă carte care a sărit și se referă la o transcendere a iluziei. Veți vedea realitatea așa cum este ea, iată, cu multă iubire. Vai, dar ce bine sunt, vedeți? Nuanțele cam seamănă, dragii mei. Aici este vorba despre o ieșire dintr-o visare, vreți să vedeți realitatea cum este ea. Iubire, numărul 7, ora 7, poate aveți o întâlnire. Și să transcendeți iluzia, tot timpul să fiți ancorat în realitate, spun aceste cărți. Iar la nivelul celei de-a doua cărți, iată, poate duminică mergeți la dans, la ora 15 sau între 1 și 5, ori este cineva de 51 de ani care vă însoțește, da, sau de 15, iar renunțarea se referă la o persoană din zodia de apă, rac, scorpion, pești, da, care pur și simplu dorește să se manifeste, da, la nivelul acesta, să vină spre voi, să renunțe, tocmai pentru ca scorpionii să aibă și ei un cuvânt de spus la un moment dat. Eu sper, dragii mei, să vă meargă bine și să vă împliniți din toate punctele de vedere. La mulți ani scorpionilor care împlinesc o anumită vârstă în perioada 17, 18, 19 noiembrie 2023. Sper că v-a plăcut, dragii mei, această etalare, să vă meargă bine, să aveți tendința aceasta de a fi cât mai deschiși, cât mai comunicativi, pentru că sunt multe reușite care vin spre dumneavoastră. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc toate cele bune, ajungând la dragile doamne și dragii domni din zodia Săgetător. Pentru dumneavoastră avem următorul mesaj oracol, care să vorbească despre perioada 17-19 noiembrie 2023. Iată, acționați mai degrabă decât să așteptați. Fiți proactivi, mergeți și aveți inițiativă, mergeți să vedeți care sunt rezultatele, să vedeți pe ce vă puteți baza. Da, cartea aceasta spune să fiți un pic mai activi,
dragi săgetători. Să vedem ce spun și îngerii romantici. Energia voastră se referă poate la o retragere a voastră cu persoana voastră dragă, în casa voastră sau într-un loc anume. Da, este o carte foarte plăcută și sper să-i dați curs acestei oferte, da? Să faceți invitația respectivă, să ajungeți să colaborați cu această persoană. Apoi văd din partea celeilalte persoane, văd o chimie. Chimia este și vă face să fiți destul de puternic atrași, da, la nivel magnetic, de anumite nereguli, să le spunem așa, da? Chimia este o conexiune foarte puternică. Să vedem apoi, iată, iubirea neîmpărtășită sau diferențele de opinie. Spune că n-ar fi suficientă atracție ca, sau chimie ca această legătură să reziste și poate că, da, oarecum până la punctul final, când vă veți duce pe căi diferite, tot veți mai sta și veți mai discuta, aș zice eu. De asta sper să vă motiveze faptul că aici vorbim despre curaj, determinare de a continua chiar și atunci când vă este greu. Și iată o ușoară jucărie, da? O jucărie pentru a căpăta romantismul, să-i permiteți sufletului și spiritului să cânte cu bucurie. Foarte, foarte, foarte frumos, dragii mei. Să vedem la nivelul tarotului, pentru că vorbim despre zilele de așa, pentru că vorbim de ziua lucrătoare de pe 17. Ia să vedem ce anume anunță cărțile. Da, ați văzut, iată, a ieșit cartea aceasta, treiului de monede. Persoane din Taur, Fecioară, Capricorn sau voi, senzația voastră, dragi săgetători, că reușiți să treceți cu bine peste niște dificultăți, da? Treiul de monede arată că aveți spirit de echipă, că sunteți comunicativi, că vă place ceea ce faceți în echipa respectivă. Apoi patru monede, dragii mei, chiar arată o responsabilitate, o siguranță, chiar sunteți foarte serioși în ceea ce faceți, da? Ar trebui să fie asul de monede care vorbește de relații frumoase, armonioase, relații bazate pe bunăstare, pe binefacere și așa mai departe. Da? Poate fi și o sumă de bani de la de la Taur, Fecioară, Capricorn. Bun, și aș mai zice totodată că vorbim, da, cu patru de monede și de o ușoară încăpățânare pe care o puteți manifesta poate în relații. Cu șapte de bâte văd că profesional vă ridicați deasupra unor neplăceri și bine faceți. Apoi cu cinciul acesta de monede voi ajungeți probabil să negociați niște bani, să negociați niște condiții ca lucrurile să iasă foarte bine. Și până la urmă vorbim despre doiul de bâte, care poate să reprezinte o ușoară, doiul de bâte, așteptare. Dar cartea asta zice că tot așteptați de la distanță, de peste orașe, niște informații și poate că nu vin acestea, ar putea să vină de la berbecilei săgetători. Să vedem și din perspectiva tarotului oracol, da, oracolul indian și din Osho Zen, care sunt energiile voastre, dragii mei. Iată, parcă nu vreți să mai faceți compromisuri, da? Și aici văd puterea. Vă luați puterea înapoi, decideți poate să renunțați la ceva care a fost mai neplăcut, da? Și parcă nu vreți să mai faceți un compromis sau trebuie să faceți acest compromis, spune cartea. Puterea se manifestă, dragii mei, cu sânge rece, cum ar veni, adică fără foarte mare milă, fără să vă faceți anumite probleme. Luați deciziile așa cum vin ele. Și la nivelul zilei de duminică avem următoarele mesaje. Iată un joker, un noroc care vine spre dragii mei săgetători, să vă meargă bine.
Și, de asemenea, noi suntem lumea. O carte foarte frumoasă de apartenență, de activități, de conlucrare într-o echipă, da? Foarte, foarte interesantă valoare. Și nu uitați de acest noroc care vine în calea dumneavoastră, da? Foarte frumos, dragii mei, așa sper să fie, să vă meargă bine, să simțiți că lucrurile sunt foarte potrivite. Eu vă aștept cu drag și la celelalte etalări. Cum spuneam, vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Și am ajuns la dragile doamne și dragii domni din Zodia Capricorn. Să vedem pentru dumneavoastră ce mesaje oracol și de tarot avem legate de zilele de 17, 18 și 19 noiembrie 2023. Să vă transformați niște gânduri care sunt îngrijorătoare așa în niște certitudini că lucrurile vor sta cât se poate de bine, pentru că veți face tot ce vă stă în putință să iasă totul bine. Vă veți transforma niște gânduri, de câte ori vor poposi în mintea voastră, veți încerca să ieșiți din anumite ruminații, se numesc gânduri repetitive și obsesionale câteodată. Și iată, să acceptați provocările vieții, mai spune această carte. Și bine faceți, dragii mei, pentru că, în fond, poate vin provocări în viața voastră și e păcat să nu profitați de ele. Dar transformați-vă și gândurile prăpăstioase, pentru că ele nu pot să aducă foarte mult bine. Să vedem, dragi Capricorn, la nivelul tarotului din Îngerii Romantici, ce mesaje primim. S-ar putea ca voi să vă împăcați, să mergeți către o altă persoană cu gândurile de împăcare, că spune că totuși cineva din trecutul tău se întoarce în viața ta. Da, poate că vă împăcați, dragii mei, cu anumite persoane. Apoi, văd că cealaltă persoană vă consideră un suflet pereche, ceea ce cred că vă încântă foarte mult, dar simte că voi sunteți persoana alături de care ar vrea să trăiască și iată, trecerea la un nivel următor. Fie că vorbim despre o logodnă, fie că vorbim despre căsătorie mutat împreună, lucrurile sunt foarte bine aspectate. Să vedem, dragi doamne și domni Capricorn, ce spun cărțile de tarot și apoi cele de oracol. Și avem așa, în primul rând, văd aici un exces, da, de muncă, de control, de atenție, dar totodată este și carta Capricornului. Aș înclina să cred că vă simțiți bine în pielea voastră, energici, dar că aveți și ușoara tendință de a manipula, de a controla anumite situații și să nu convină unui anumit șef sau unei anumite persoane de care voi depindeți. Și văd un doi de bâte, poate persoane din berbecul săgetător care se distanțează oarecum de o situație sau alta. Poate că doiul de bâte reprezintă un posibil, cum să spun, o posibilă, la doi de bâte se așteaptă, nu se merge, da? O meditație, o situație de înțelegere a anumitor evenimente. Apoi văd cartea justiției, da? Justiția vorbește de corectitudine, vorbește de tot ce poate să fie mai bun, da? Poate că aici vorbim despre justiție, dar și despre o balanță. Da, v-am spus, balanță. Hai să vedem, dragii mei, financiar vorbind, să știți că aveți o regină de monede foarte frumoasă, foarte frumos. Deci afaceri prospere, rezultate bune, contracte cu regina de monede. Da, sunteți anunțați de stabilitate și protecție. Iar, iată, pe nivel sufletesc sau în atmosfera aceasta a sănătății voastre, am un valet de monede, care într-adevăr va aduce un suflu nou, va aduce sănătate și toate cele bune. S-ar putea să fi fost, poate mai fiind vorba despre monede,
Dar este o grijă pe care voi o aveți față de această monedă și față de persoana dragă vouă. Sper din tot sufletul, da, cu acest valet de monede să intervină frumos anumite aspecte, da, aspecte la nivelul acesta al justiției, da, a așteptărilor, a așa zisei persoane foarte, foarte curioase, da. Și regina de monede arată multă mărinimie, pentru că capricorn arată multă seriozitate. Foarte frumoasă energie, într-adevăr. Să vedem și la nivelul tarotului și al oracolului, da, oracolul indian pe de-o parte și Osho Zen pe de cealaltă parte, dragi capricorn. Ia să vedem. Păi iată, voi veți renunța la ceva, numărul 4, 4 de cupe, renunțați să faceți eforturi, dar renunțați și să vă împotriviți. Deci lăsați emoțiile să le simțiți, să curgă și văd o tăcere care e de aur în jurul orei 10 dimineața sau seara, duminică. E bine să ascultați, pentru că veți afla un secret. E mai bine să ascultați decât să vorbiți. Iar duminică avem, iată, energia banilor care vin spre voi în jurul orei 13. Poate aveți 31 de ani sau vorbim de ora 4, da? Și jocul. Dar cineva din berbecleu săgetător vă anima așa să vă jucați. Data de 13, da, poate fi... Nu e o dată, e o oră. O oră sau un interval orar între 1 și 3, ora 4. Da? Sper, dragii mei, așa să fie, să simțiți și voi cum încet, încet lucrurile se evoluează într-un stil foarte plăcut. Vă îmbrățișez cu mare drag și vă aștept și la celelalte etalări. Am ajuns la zodia Vărsător. Să vedem, dragi doamne și domni din Vărsător, ce spun cărțile de oracol, de tarot pentru weekendul 17, 18, 19 noiembrie 2023. Și avem următorul aspect, să identificați schimbarea. E nevoie să faceți o modificare, dragi vărsători, în atitudinea voastră, în siguranța de sine, în autostimă. Identificați schimbarea aceea care să vă crească puterea, să vă crească speranțele totodată. Pentru că așa este, când punem semințe, când facem ceva anume, așteptăm udând planta și privind acel pământ din care nu răsare nimic, rădăcinile. Dar rădăcinile acestea sunt cele care ies primele. Așa și voi. Ați pus poate semințe în perioada aceasta și cartea spune, ai răbdare că rezultatele vor veni. Acum poate nu se văd, dar ceea ce faci acum reprezintă temelia a ceea ce urmează să vină pentru voi, dragii mei vărsători. Să vedem și la nivelul acestui pachet de oracol ai îngerilor romantici, cu ce energii veniți de weekend. Se pare că veți avea conversații de la inimă la inimă, voi, cu ceilalți. Veți dori să aveți discuții oneste despre sentimentele voastre, da? Foarte frumoasă carte. Cealaltă persoană spune că vrea să vă cunoașteți din ce în ce mai bine, dar spune cu cât va revela sinele lui autentic, cu atât unul față de celălalt, cu cât vă veți arăta așa cum sunteți voi cu adevărat, cu atât mai profundă va fi legătura dintre voi. Iar alchimia voastră, dragii mei, ține de niște factori religioși. Sunt aspecte cu care nu prea sunteți de acord. Pot fi diferențe de religie, de mentalitate, de vârstă, poate nu vă aflați împreună și stați la distanță. Cartea spune să optați pentru ceea ce este comun, pentru ceea ce știți deja și vă face bine. Nu încercați să forțați lucrurile de niciun fel și eu zic că vă va fi bine, pentru că voi aveți conversațiile de la inimă la inimă, iar cealaltă persoană are această dorință de a vă cunoaște foarte bine.
Mergem mai departe, începem de fapt cu ziua de, cu ziua de vineri, pe 17 noiembrie 2023, și cu planurile vărsătorilor, iertați-mă, e vorba de vărsători. Optul de monede arată în relație că iubiți și sunteți iubiți, arată stabilitatea, faptul că voi faceți, câștigați bani în casă, vă întrețineți singuri, aveți toată seriozitatea de a continua. Apoi la serviciu văd un 6 de spade, lăsați parcă la o parte un conflict și mergeți împreună cu o persoană dragă către împlinirea unor visuri. 6 de spade arată și dorința de a nu mai folosi armele, armele la sens figurativ, dragii mei. O armă poate să fie o adicție sau poate să reprezinte un fel anume de comportament al unei persoane. Și sper, într-adevăr, să vă fie de bun augur acest 6 de spade și totodată să vedem în finanțe. În finanțe, 2 de monede arată că veți cumpăni, poate veți primi bani de la Taur Fecioare Capricorn, veți vedea dacă să investiți sau nu, dacă să-i păstrați sau nu. Frumoase, frumoase energii. Să vedem și la nivelul oraculelor indian și oșozen ce spun cărțile pentru sâmbătă, respectiv pentru duminică. Wow! Dragii mei, ce e aici? Ce e aici? Haide să o să încerc eu să le preiau. Da, pentru că au căzut și aici două cărți. Aici e o poveste, o poveste de weekend pentru vărsători. Hai să vedem. Și zice așa, vei avea o aventură, da, dacă te vei lăsa în voia curentului. Ori cu cineva din rac, scorpion, pești, da, ori ar putea să fie, iată, multă creativitate, să vă folosiți această creativitate în relații, în, poate în munca voastră, în hobby-urile voastre. Și apoi zice, iată, din nou călătoria, deci este și aventura și călătoria. Sau ce începeți sâmbătă, continuați duminică. Și sărbătorirea. Foarte frumoase cărți. Sărbătoriți, aveți dans, aveți prietenie, iubire. Raci, scorpion, pești alături de voi, da, berbec, leu, săgetător. Interesante cărți, ați văzut cum au sărit. E o creativitate, e o soluție, este ceva absolut, să spun, independent. Ia să vedem, pregătim pachetul și să vedem. Pentru sâmbătă, dragii mei vărsători, aveți, iată, armonia. Armonia, poate în jurul orei 16, între 1 și 6, ora 7, poate aveți 61 de ani, de ce nu, și văd armonie, dar și joc, totodată. Jocul anunță, într-adevăr, legături cu persoane din berbec, leu, săgetător. Jocul acesta înseamnă să te bucuri de succes exact atunci când este, să te bucuri de ocazie atunci când ele apar. Jocul arată o vindecare, o putere, o acțiune, puterea de a acționa. Iar pentru duminică, dragii vărsători, avem, iată, o provocare în jurul orei 21 sau la ora 12, la ora 3 și transcenderea iluziei. Să știți că va fi o provocare să nu visați, să nu aveți iluzii, ci pur și simplu să vedeți realitatea exact așa cum este ea. Este o propunere foarte foarte interesantă, căreia sper să-i dați curs și bineînțeles că vă mulțumesc mult pentru atenție și vă doresc toate cele bune, trecând, iată, la dragile doamne și dragii domni din Zodia Pești. Să vedem pentru dumneavoastră cum anume se previzionează weekendul cuprins între 17 și 19 noiembrie 2023. Hai să aranjăm cărțile, hai să vedem care este mesajul din partea oracolului. Identifică niște temeri legate de o vindecare, identifică dacă nu cumva tu crezi că pur și simplu nu o să ajungi la acea vindecare și cartea spune să fii cât mai încrezător, încrezătoare în tine, în tratamentele pe care le iei.
să le urmezi în tocmai cum spune medicul și să ai încrederea aceasta, să ai gândul pozitiv că te vei trezi pur și simplu și îți vei vindeca sufletul, trupul, mintea cu ceea ce este mai bun, pentru că meritați, dragi doamne și domn din Zodia Pești. Să vedem ce spun îngerii romantici, da? Energia voastră în weekend este legată de o separare, atenție, să nu vă separați, să nu vă certați, atenție să fiți cât mai asertivi și diplomați, sau împăcare, dragii mei, separarea peste separare, dar minus cu minus fac plus, s-ar putea să vă împăcați cu o anumită persoană. Hai să vedem energia celelalte persoane. Aceasta are sau acesta are sentimente romantice care merită explorate. Probabil că dumneavoastră veți putea cunoaște o astfel de persoană sau deja sunteți într-o legătură sentimentală. Sper ca aceste sentimente romantice, da, să vă bucurați de ele și să nu apară această separare. Și merită să așteptați, timpul divin lucrează în direcția aceasta a vieții voastre amoroase. Sper să aveți, dragi doamne și domn din Zodia Pești, mult succes, da, în ceea ce vreți să faceți. Probabil că vă dă gata dragostea, ați văzut exact cum s-a întâmplat în momentul în care am așezat pachetul. Să vedem ziua de vineri, ce poate să aducă din perspectiva acestui tarot. Avem mesaje în relația doiul de cupe, anunță într-adevăr un suflet pereche din rac, scorpion, pești. Un suflet pereche, o înțelegere bună, relații noi, cunoașteți persoane foarte potrivite. Apoi, iată forța la serviciu, aveți energie, putere de convingere, duceți cu mult curaj tot ce este nevoie de făcut, ca și muncă, și poate să vă ajute să colaborați foarte bine cu o persoană din Zodia Leu. Apoi, pe planul financiar, văd aici un 6 de monede. S-ar putea să aveți prosperitate și siguranță, să fie persoanele din Taur, Fecioară, Capricorn și lucrurile să meargă bine pentru dumneavoastră. Iar la nivelul acesta al... ia să vedem, dragii mei, dacă am făcut corect, da? La nivelul sănătății și a planului sufletesc avem un 10 de spade. Se termină poate niște neplăceri. Poate sunt conflicte cu gemeni, balanțe, vărsători și acestea ajung la un final. Se încheie un ciclu mai dificil, poate legat de sănătate și începeți să vă simțiți mai bine. Cartea spune că mai rău decât v-a fost nu o să vă mai fie și că lucrurile se vor îmbunătăți pentru dumneavoastră. Doamne ajută, dragii mei, să vedem și la nivelul oracolului indian și Osho Zen ce energii vin pentru sâmbătă, respectiv pentru duminică. Amestecăm, dragii mei, cărțile și hai să vedem pentru sâmbătă. Începem cu sâmbătă pentru Zodia Pești. Văd o provocare în jurul orei 21. Sau aflați că pe 21 noiembrie va fi o provocare și deja învățați, poate examen, poate este un concurs, ceva, ori ora 12 sau aveți 21 de ani sau la ora 21, la ora 3, este această provocare, poate din partea unei persoane din semne de foc și zecele de bâte reprimarea. Sâmbătă s-ar putea să vă enervați sau reprimarea asta spune să găsiți o cale de a vă elibera de niște dezamăgiri, de niște nervozități, de o nerăbdare, da? Pentru că este într-adevăr o provocare, dar îi veți face față cu succes. 10 de bâte arată ca și cum vă propuneți foarte multe, aveți o lungă listă de a face tot felul de acțiuni și într-adevăr duceți la bun sfârșit proiectul, acțiunile, dar sunteți extenuați spre seară. Iar pentru duminică văd pace, o zi liniștită,
Poate că aflați ceva legat de 27 noiembrie, ce se va întâmpla, sau între orele 2 și 7 aveți liniștea asta la ora 9, ori aveți 27 de ani sau 72 de ani, da? Și visul, deci pacea și visul. Visul spune că este aici o persoană din rac scorpion pești, poate mai visătoare, sau este visul vostru de a fi împreună cu o anumită persoană pe care o cunoașteți sau ați vrea să o cunoașteți și că vă gândiți, vă închipuiți lucrurile iluzorii. Cartea spune să fiți cât mai aproape de realitate, să fiți cât mai aproape de ceea ce poate să se întâmple cu adevărat. În general, cea mai mare mulțumire noi am avut-o atunci înainte să ne naștem, când nu ne-a lipsit nimic și eram încă în pântecul mamei noastre, da? Și nașterea până la urmă ne-a privat de acel mediu și din momentul nașterii noi am trecut prin tot felul de dificultăți, adevărat, în brațele mamei, în primii ani de viață, dar totodată așa cred că sentimentul acela de siguranță nu-l vom putea avea. Prin urmare, veți fi conectați cu realitatea și o veți vedea așa cum este ea și vă veți găsi totodată și liniștea din sufletul vostru legat de niște, să le spunem, dificultăți. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc toate cele bune, să vă meargă bine, weekend plăcut și să ne revedem cu bine și la alte etalări. Vă îmbrățișez cu drag. La revedere!